Marele Eminescu a fost comemorat și la Soroca. Cu această ocazie, elevii și părinții și profesorii instituțiilor publice din raion au depus flori la bustul poetului neperechi, au recitat poezii și au interpretat cântece din creația eminesceană. Totodată, vizitatorii au putut admira și cumpăra lucrările meșterilor populari care amintesc de vremurile din trecut. Tradițional, la 15 iunie, în parcul Mihai Eminescu din municipiul Soroca, vin toți cei care l-au îndrăgit pe marele poet al neamului românesc. Îmbrăcați în haine tradiționale, sorocenii au depus flori la bustul scriitorului și au fluturat drapelul care ne leagă ca națiune. Pentru mine, Eminescu este ca de căpătâi care am crescut nepoții, am mers la luptă pentru înciparea națională și totul este actual. Eu am crescut cu poezia lui Eminescu, am fost mereu prezentă la recitalurile lui și l-am comemorat mereu ca pe un mare poet, ca pe un luceafăr al literaturii noastre. Parcă ar trăit ca toți, dar diferența dintre ceilalți a fost că a iubit așa cum n-a iubit nimeni. M-aș referi și la noțiunea de iubire. Și din poemile sale desprins altceva decât numește lumea iubire, iar iubirea față de patrie pentru el a însemnat ceva care nu poate fi descris. Prin expoziții de carte și prin recitaluri de poezii și bibliotecile raionale i-au adus un omagiu marelui poet. Desigur că activitățile au loc în bibliotecile, atât în instituțiile de învățământ, atât în bibliotecile municipale, bibliotecile teritoriale. Este important căci Mihai Eminescu totuși rămâne a fi un ctitor spiritual al culturii naționale. Supranumit poetul nepereche, Eminescu a decedat la vârsta de 39 de ani. Luceafărul poeziei românești este înmormântat la București, în cimitirul Belu.